Salut! Bine ați venit la o nouă ediție a programului nostru dedicat unui viitor mai verde și mai sustenabil. Știați că putem avea un viitor mai verde? Da, este posibil și la îndemâna noastră să facem schimbări pozitive pentru mediu. Cu programul Casa Verde 2024 chiar se poate. Acest program ne oferă oportunitatea de a contribui activ la protejarea planetei. Programul a început pe 27 septembrie 2024 și ne ajută să instalăm panouri fotovoltaice, acelea care transformă lumina soarelui în energie electrică. Este o soluție eficientă și ecologică pentru a reduce costurile cu energia. Programul se desfășoară pe regiuni, iar pentru regiunea Nord-Vest, vestea bună a ajuns repede la toată lumea. Fondurile s-au epuizat în doar câteva minute. Acest lucru arată cât de mare este interesul pentru energia verde. Dacă sunteți reprezentanții unei biserici sau mănăstiri, puteți aplica și voi la program începând cu 9 octombrie 2024. Este o oportunitate excelentă pentru instituțiile religioase de a se alătura eforturilor de protejare a mediului. Înscrierile se fac simplu, online, pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu, pe scurt AFM. Tot ce trebuie să faceți este să completați formularul de înscriere și să încărcați documentele necesare. Atenție! Locurile sunt limitate, așa că nu stați prea mult pe gânduri. Este important să vă înscrieți cât mai repede pentru a nu pierde această oportunitate. Programul este pentru toți oamenii și unitățile de cult care vor să își încălzească locuințele cu energie verde și să protejeze mediul înconjurător. Este o inițiativă care aduce beneficii atât pentru noi, cât și pentru generațiile viitoare. În acest video, vă vom spune tot ce trebuie să știți despre programul Casa Verde 2024, cum să vă înscrieți, ce condiții trebuie să îndepliniți și ce documente să pregătiți. Vom detalia fiecare pas pentru a vă asigura că aveți toate informațiile necesare pentru a beneficia de acest program. Vă întrebați ce este programul Casa Verde? Ei bine, haideți să descoperim împreună. Este o inițiativă a Guvernului României, finanțată cu bani europeni, menită să sprijine tranziția către surse de energie regenerabilă. Programul ne ajută să instalăm panouri fotovoltaice pe acoperișurile noastre, astfel încât să putem produce propria noastră energie electrică. Aceste panouri sunt magice, transformă lumina soarelui în energie electrică, direct la noi acasă. Imaginați-vă că fiecare rază de soare poate alimenta aparatele noastre electrice. Scopul programului este simplu, să avem case mai eficiente din punct de vedere energetic și să nu mai depindem atât de mult de gazele naturale sau de energia pe cărbune. Astfel, contribuim la reducerea emisiilor de carbon. Vrem o Românie mai verde cu mai multă energie din surse regenerabile, nu-i așa? Energia solară și cea eoliană sunt viitorul nostru. Programul este pentru tot cei care sunt conectați la rețeaua națională de energie electrică. Este o oportunitate pentru fiecare dintre noi să facem o schimbare pozitivă. Indiferent dacă sunteți o persoană fizică sau o companie, puteți beneficia de avantaje economice și, în plus, veți contribui la protejarea mediului înconjurător. Este un pas important spre un viitor sustenabil și responsabil. Să vedem acum care sunt avantajele panourilor fotovoltaice, acele panouri care ne aduc soarele mai aproape. Aceste dispozitive inovatoare transformă lumina solară în energie electrică, oferindu-ne o sursă de energie curată și regenerabilă. Unul dintre cele mai importante beneficii este că vom plăti mai puțin la factura de energie electrică. Panourile fotovoltaice ce ne permit să generăm propria noastră energie, reducând astfel dependența de rețeaua electrică și scăzând costurile lunare. Gândiți-vă, vom produce propria noastră energie. Acest lucru nu doar că ne oferă independență energetică, dar ne și protejează de fluctuațiile prețurilor la energie. Asta înseamnă că nu vom mai depinde atât de mult de furnizorii de energie electrică și vom economisi bani pe termen lung. În plus, orice surplus de energie produs poate fi vândut înapoi în rețea, generând un venit suplimentar. Cât costă un sistem fotovoltaic? Prețul variază în funcție de cât de puternic vrem să fie și de calitatea echipamentelor alese. De asemenea, costurile de instalare și întreținere pot influența prețul final. Ei bine, prețul variază în funcție de cât de puternic vrem să fie și de calitatea echipamentelor alese.
Există o gamă largă de panouri disponibile, de la cele mai accesibile până la cele de înaltă performanță. Vestea bună este că programul Casa Verde 2024 ne oferă o finanțare de 30.000 de lei, bani pe care îi putem folosi pentru a cumpăra și instala panourile fotovoltaice. Acest program guvernamental face investiția mult mai accesibilă pentru familiile din România. Și pentru că energia trebuie stocată undeva, putem achiziționa și baterii speciale. Aceste baterii ne permit să stocăm energia produsă în timpul zilei pentru a o folosi noaptea sau în zilele înnorate. Pe lângă economiile la bani, instalarea unui sistem fotovoltaic este un lucru bun și pentru mediul înconjurător. Panourile solare reduc emisiile de gaze cu efect de seră, contribuind astfel la combaterea schimbărilor climatice. Prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, contribuim la un viitor mai curat și mai verde pentru noi toți. Instalarea panourilor fotovoltaice este un pas important spre un stil de viață sustenabil și responsabil. Casa Verde sună bine, nu-i așa? Dar pentru cine este acest program? Ei bine, pentru a beneficia de finanțarea oferită prin programul Casa Verde, trebuie să îndeplinim câteva condiții simple. Aceste condiții se referă la statutul nostru legal, la caracteristicile tehnice ale casei noastre și la existența unor documente. Printre condițiile de eligibilitate se numără să fim persoane fizice sau unități de cult, să deținem o casă racordată la rețeaua națională de energie electrică și să nu avem datorii la stat. Înainte de a ne înscrie, este important să consultăm lista completă a condițiilor de eligibilitate. Aceasta este disponibilă pe site-ul oficial al administrației Fondului pentru Mediu. Suntem la secțiunea 5, unde aflăm cum pregătim dosarul pentru un viitor verde. Pentru a ne înscrie în programul Casa Verde 2024, trebuie să pregătim un dosar cu acte obligatorii. Acestea vor fi scanate și încărcate pe platforma online a AFM. Printre documentele necesare se numără cartea de identitate, certificatul de atestare fiscală, actul de proprietate al casei și câteva declarații pe propria răspundere. Lista completă a documentelor este disponibilă pe site-ul AFM. Asigurați-vă că documentele sunt completate corect și că respectă toate cerințele specificate de organizatori. Orice informație greșită sau lipsă poate duce la respingerea cererii de finanțare. Secțiunea 6 este dedicată unităților religioase care vor să folosească energia verde. Bisericile și mănăstirile pot beneficia ele de finanțarea oferită prin programul Casa Verde 2024. Procedura de înscriere este similară cu cea pentru persoanele fizice. Trebuie să vă creați un cont pe platforma AFFM și să încărcați documentele necesare. Documentele necesare pentru unitățile de cult includ documentele de înființare și funcționare ale bisericii sau mănăstirii, actul de proprietate al clădirii, certificatul de atestare fiscală și câteva declarații specifice. Informații detaliate privind documentele necesare pentru unitățile de cult sunt disponibile pe site-ul oficial al administrației Fondului pentru Mediu, la secțiunea dedicată programului Casa Verde. Ajungem și la secțiunea 7, unde vă oferim un ghid complet cu resurse adiționale. Administrația Fondului pentru Mediu vă pune la dispoziție o secțiune specială pe site-ul oficial, dedicată programului Casa Verde. Aici găsiți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări, detalii despre înscriere și informații actualizate privind stadiul programului. De asemenea, puteți contacta reprezentanții AFM telefonic sau prin e-mail. Aceștia vă pot oferi asistență și informații suplimentare. Vă recomandăm să vă informați din surse oficiale pentru a evita eventualele neplăceri. Secțiunea 8 împreună pentru un viitor mai bun. Importanța programului Casa Verde. Programul Casa Verde 2024 este o șansă importantă pentru noi românii.